Un submarin improvizat a fost descoperit de grănicenii ucraineni la fundul estuarului Cuciurgan, care se află la granița cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Embarcațiunea a fost găsită la 30 de metri de țărm în timpul unei inspecții a fundului estuarului. Barca din cutie metalică avea o trapă deasupra, astfel încât apa să nu pătrundă în interior, iar pe alături există cilindri de aer comprimat pentru a regla flotabilitatea. Pentru a se scufunda mai bine sub apă, la bord erau saci de nisip. Polițiștii de frontieră au concluzionat că cel mai probabil a fost pur și simplu testat înainte de utilizare ulterioară.